faceți, domnul primar? Ne vedem cu bine, da, domnul prefect? Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit, domnul primar! Bună ziua! Na, că până la urmă s-a terminat școala asta după tati, nu? Haideți, ia! Da, bună ziua, bine v-am găsit, să rămână! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, vă salut, bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la inaugurarea investiției de reabilitare a Colegiului Național Andrei Mureșanu, azi 9 mai 2014. Domnul Victor Ponta, prezentați la DEJ alături de 4 miniștri ai României, la invitația domnului deputat Titu Cornel, putem considera acest lucru o premieră istorică pentru România. Să ai prezent un premier și 4 miniștri. O mică ședință de guvern la DEJ. Domnule primar, domnule director, în primul rând dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi azi aici la un eveniment important și pentru municipiul dumneavoastră și pentru ceea ce ne dorim să avem în România. Vreau să salut toate oficialitățile religioase, militare, civile prezente aici, dar în primul rând să-i salut pe profesorii care în mod sigur zi de zi vor munci aici, vor pune suflet și pe elevii care pe o perioadă de timp doar vor învăța aici să meargă în viață pe un drum drept și mi-aș dori ca de la acest colegiu și din orașul dumneavoastră cât mai mulți academicieni, cât mai mulți oameni de știință, miniștri, oameni importanți, dar mai ales sunt convins că vor pleca de aici buni români și buni europeni. Nu întâmplător, azi, ziua Europei, pentru mine este o zi fericită, pentru că înainte de a veni aici la dumneavoastră, la DEJ, în Bistrița, am asistat la inaugurarea unei maternități care arată cu adevărat la standarde europene și un spital județean care se dezvoltă. Sunt acum la dumneavoastră pentru a vedea o școală în sens european cu condiții de muncă așa cum ne dorim în Europa și de aici vom merge mai departe la Jucu pentru o investiție care creează locuri de muncă în sens european. Deci într-o singură zi am putut să văd exemple din cele mai importante proiecte ale unei națiuni și ale României. Școală, școli mai bune, spitale mai bune și locuri de muncă. Cred că aceste trei lucruri, dacă le realizăm împreună, sunt convins că dovedim că suntem buni români, suntem buni europeni și putem să fim mândri că suntem români și nu ne mai uităm de fiecare dată la alții spre vest,
la cum arată un spital, la cum arată o școală, la cum arată o fabrică. Încet, încet, România redevine o țară importantă, devine o țară europeană și ăsta e mesajul cel mai important. Evident că pentru municipiul Dej sunt multe alte proiecte importante și vreau să vă spun că primarul municipiului, deputatul, toți cei de aici care se bat pentru dezvoltarea municipiului, au tot sprijinul meu. Domnul vicepremier Dragnea, azi aici, în cadrul colegiului, ca să economisim timp și ca să dăm o semnificație specială, va semna contractul de finanțare 17 milioane de euro, domnul primar. Dacă vreți lei să spuneți, dar fiind vorba de bani europeni, ne-am gândit că e mai bine să fie 17 milioane de euro, nu de lei. Mai ales că este vorba despre refacerea întregului sistem de străzi din municipiu și cred că în acest fel Dejul va avea o altă față, o față mai europeană și va beneficia de aceste investiții de care avea foarte mare nevoie. Vreau să vă spun că, și mă uit către reprezentanții bisericii, că am trecut prin Parlament proiectul de lege prin care acordăm terenul necesar pentru construcția unei noi biserici, chiar dacă s-a mai blocat un pic, dar va trece și vom sprijini și acest proiect. Dacă aveți școală, dacă aveți locuri de muncă, dacă aveți biserică, înseamnă că municipiul are un viitor și generația tânără, cea pe care o pregătiți, o să fie mândră că e de aici, din Dej, că sunt români, că sunt europeni și că putem, într-adevăr, să ne atingem toate aceste obiective. Eu vă mulțumesc tuturor, mă bucur că sunteți în număr atât de mare și vreau să vă spun că împreună, dumneavoastră și noi, cei de aici, de pe aflați temporar pe scenă, dar împreună putem să facem ceea ce toți românii așteaptă de la noi, școli, spitale și locuri de muncă. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumim domnului premier Victor Ponta și tuturor înaltelor oficialități pentru mesajele domniilor lor. Țineți amintire, da? Gata, ofertele unde se antrenează? Și băieții, nu doar fetele. Și băieții, sigur. Da. În sala sportului am fost, dar era greu să... Profesorul nostru de educație fizică este și antrenor. O minge de basket, aveți aici? Am înțeles. Și apoi am dat să altcineva să facă o echipă de volei fete. Da. Da. Oricum, slavă Domnului că au și sală. E foarte important. Da. Au avut o sală de 15-8. Nu, nu, nu. Au căzut crizile, erau de la... Protecție cu toți. Nu, dar cine a făcut proiectul a făcut bine, că a făcut și sală de clasă și sala și tot, dacă tot se face. Păi nu, da. Aici avem o tradiție deosebită în volei, domnul. De volei. Și în basket. Și în basket. Și în basket. Și în basket. Dar deja creștem și basket feminin. Foarte bine. Și dacă aveți sală, e mai simplu. Avem mai multe sală. Să stăpâniți sănătos, să se bucure cât mai mulți copii de asta, da? Thank you.
Azi e ziua Europei, nu? Nu. Da? Yes. Să rămână, doamnă. Aș vrea să-i iau de la oră, dar nu e voie, așa că doar vă urez succes și să aveți o școală frumoasă și eu am văzut și sala de sport, așa că vă invidiez. Mulțumesc, să rămână, la revedere, succes! Vă rog, vă rog, vă rog! Da, să faceți și mie, vă rog! Stați, că găsim noi pe cineva care să ne facă poze. Mulțumesc. Da, vă rog să le spuneți că la poze. Vă mulțumesc, să creșteți mai. Să rămână. Da, fac, dar cine ne face? Dar cine ne face? Faceți poze. Vă rog, mulțumim, să rămână. Cine ne... Păi da. Stați un pic, domnul director. Să ne iasă poza. Eu nu știu unde să mă uit. Eu prea bătrân să mă uit. Domnul astră, sunteți cel mai tânăr? Da. Eu sunt cel mai bătrân prim-ministru. Mulțumim, să rămână, la revedere. Haideți, haideți, domnilor oficiali.